aș fi vrut, până să intrăm în, în subiecte, să vă spun două vorbe și despre asociația din care fac parte și e vorba de Asociația pentru Dialog și Solidaritatea Avocaților, care cu un nucleu de colegi inimoși, pentru că la nivelul ăsta lucrăm absolut cu inima, cu sufletul, a fost demarat un proiect împreună să stopăm infracțiunile din școli. Este o activitate la care participă benevol avocații care sunt înscriși în această asociație. Sigur că nu e obligatoriu. Există posibilitatea de a participa la program, cred, și fără a fi membru al asociației, atâta vreme cât idealurile, scopurile pe care ni le propunem sunt comune. Cred că titulatura proiectului e sugestivă. Împreună să stopăm infracțiunile din școli. Ideea asta am avut-o și eu, dar la mine recunosc că era un pic mai largă, nefiind practician în domeniul penal. M-am gândit inclusiv la cultura pe care trebuie să o formăm persoanei și asta când o formez? Când e în școală. De exemplu, că are dreptul oricând să fie asistat de avocat, să solicite o consultație avocatului. Dacă vreți o comparație așa forțată, cam cum se procedează acum cu medierea. Obligatoriu te duci la mediere. De ce nu obligatoriu trebuie să te duci la avocat? Să ceri sfatul unui avocat? Singurul lucru la care n-ar trebui să fie obligatoriu este să ajungi la judecător. Pentru că s-ar putea, să nu ajungi la judecător, nu? Da. Și atunci, bun, să revin la subiectul împreună să stopăm infracțiunile în școli. Lansarea proiectului a avut loc la Palatul Parlamentului acum 2 luni, nu? În aprilie. Și vreme de o lună, în câteva licee din București, acest program pilot a funcționat și se pare, cel puțin așa sunt feedback-urile, un succes imens. Nu spun cuvinte mai când spun succes imens, pentru că asta a fost realitatea. În afară de avocați, a existat sprijinul și o colaborare între acest organism, Agenția Națională Antidrog și Jandarmerie. Dar una din colegele mele care vrea să vă spună două cuvinte despre proiect, hai să vă arăt. Hai. Da, a fost un proiect derulat pe parcursul ultimei luni din perioada școlară pe un eșantion de cel puțin 240 de elevi. Spun cel puțin pentru că cu 240 de elevi s-a plecat la drum, asta însemna 8 clase. Ulterior s-au mai adăugat unul sau două licee, una sau două școli și evident alte clase de elevi. Clasele la care s-a desfășurat proiectul au fost a 9-a, a 10-a, am avut clase de a 11-a, de a 7-a și de a 8-a. Copiii au reacționat excelent. Ne-am dus acolo nu neapărat ca să-i certăm, să le vorbim un pic despre drepturile lor, dar și despre infracțiuni la care ei sunt expuși atât ca autori, dar și ca victime, sunt tentați, mă rog, prin diverse jocuri ale lor, plecând de la glume până la chestiuni intenționate. Cadrele școlare au colaborat cu noi, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a colaborat cu noi. Printre colaboratori, desigur, am avut și direcția, am avut și Poliția Capitalei, am avut Agenția Națională Antidrog, așa cum am spus, și Șerban. Ei ne-au însoțit pe parcursul seminariilor desfășurate. A fost un proiect foarte interesant la care am beneficiat de sprijinul voluntar al colegilor din ALSA,
Vă așteptăm pe toți cei care vă puteți pune timpul la dispoziție în acest scop. A fost un experiment foarte bun în lucru cu copiii. Copiii au fost receptivi, au discutat cu noi. Nu știu ce să vă povestesc, a fost foarte frumos. Întregul proiect a fost foarte frumos. Pe noi ne-a provocat ca lectori. Copiii au spus că ne mai așteaptă să le vorbim și sperăm că am avut un rol pozitiv. Așa că vă așteptăm alături de noi pe oricare dintre colegii doresc să-și ofere timpul și experiența în a povesti copiilor despre ceea ce înseamnă infracțiuni la care ei pot fi expuși. Mai mult decât atât, sperăm și avem, mă rog, o intenție curajoasă de a desfășura proiectul la un nivel regional, ulterior național, nu știm dacă vom găsi și o finanțare adecvată, dar pentru o coparticipare vă așteptăm pe oricare dintre dumneavoastră. Vă rog, Irfo, sper să fie alături de noi în continuare. O să fac un consiliu și cred că o să mă sprijine în această acțiune.